Bine v-am găsit, oameni buni, o nouă emisiune electorală. Invitatul de astăzi este domnul Boiriu Constantin Gabriel. Gabi Boiriu, așa cum îl știe lumea, candidatul la Consiliul Local la Primăria Mândra, din partea Alternativei pentru Demnitatea Națională, mai pe scurt ADN. Bun venit în studio. Bine v-am găsit. Domnul Boiriu este cel mai vechi consilier din Mândra. Sunt vreo 4 mandate. Cum este să fii consilier? Ați mers pe ideea asta de consiliu local? Deci am mers în cel mai vechi. Începuturile au fost la... După anumite alegeri, dacă nu era niciun consilier din Răușor, atunci venea un delegat sătesc. Delegatul sătesc care vine în consiliu, nu are drept de vot, doar spune problemele comunității sau ale satului pe care îl reprezintă. A trecut și perioada aceea, după aceea a mai fost încă 2-3 mandate, ăsta este al treilea, al patrulea, adică. Deci ați fost prima dată delegat sătesc? Delegat sătesc am fost prima dată. Și după aceea consilier local? După aceea consilier local și acum actualmente consilier local. Practic sunteți un fel de purtător de cuvânt, da, al satului Răușor în cadrul Primăriei Mândra. Corect. Este normal, un consilier local este o punte, o legătură între primar și sat. Fiindcă acolo se face legătura prin consiliul local. Prin consilierul local, mai precis. Și... Cum? Haideți să detaliem un pic. Cum e procedura? Eu să spunem că sunt un locuitor al satului Răușor din comuna Mândra. Am o nemulțumire față de primărie. Ce fac? Vin la dumneavoastră, la consilierul local? Știți că în mare parte le știu problemele. 90% din sat le știu. Și chiar și ale oamenilor. Că sunt un om al satului și veșnic sunt prin sat. Normal. Omul vine, unii, nu toți, unii merg direct la primarul, omul îmi spune problema, eu merg o dezvolt sau merg la viceprimar, de cine aparține acea problemă până la urmă. Dacă e de viceprimar, merg la el. Au fost cazuri, cum să spun, recent cu lemne, pădurarii au adus, mai fac și ei câte un ciubuc, omul mă cheamă, am văzut ce este acolo, lemne mai puține, copturi, efectiv rapid la viceprimar pe fotografie, să ia legătura, să rezolve situația. Și v-a ajutat viceprimar? Corect, m-a ajutat. Sunt probleme, de exemplu, la drumuri, drumurile care nu sunt asfaltate, care sunt, de fapt, pe un program Anghel Salini, care am înțeles că este aprobat din Consiliul Local, și până atunci încercăm să le cârpim, petecim cum putem ca să fie lumea mulțumită. Am luat legătura cu viceprimarul, a adus părturile de asfalt, la 2 săptămâni sau după apoi, când mai apar găuri, încercăm să nivelăm, să fie... Când o să fie proiectul ăsta? Să fie rezolvată situația. V-a ajutat viceprimarul, e din alt partid. S-a pus problema că e din alt partid? Că pentru mine nu s-a pus problema că este din alt partid. Eu pot să colaborez cu orice partid cu care reușesc să fac treabă. Colegii de-ai mei au spus că i-ai dat cu ei. Mai, dar eu nu m-am dat cu nimeni. Eu încerc să-mi fac treaba în sat. Mi-aș dori să facă și ei ceva. Sau să-i văd sau să-și dea o dare de seamă că au făcut și ei ceva pentru satul lor. Ca să spun că sunt contra... să aprob programul Anghel Salini, că sunt contra să aprob renovarea școlilor sau ale căminelor culturare. De ce să fiu contra? Fiindcă la un moment dat o să pice jos și o să spun, ăștia n-au făcut nimic. Tu ce faci ca și consilier? Bun, am fost de acord cu lucrul ăsta. Am fost un pic acuzat că am votat la Ileni pentru renovarea grădiniței. Într-adevăr, da, am votat-o, s-a renovat, nu sunt copii. Bun, se desfășoară o activitate de pictură pentru copiii mici. Este pictor, Gabriel Gabi Cornea, care are ore cu elevi, cu copiii și îi învață.
diferite activități. Cum este și la Mândra, în tot, nu în școală, în căminul cultural, se desfășoară activități de judo. Până la urmă nu avem deocamdată o sală de sport, sper mai pe viitor să fie. Și ce să vă spun? Pentru copii, la urmă urmei, pentru copii trebuie să se facă, trebuie să facă orice. Ați amintit de sport. Da. Știu că la Râușor se desfășoară o activitate sportivă acolo, la început mai incipientă, pe un teren neîmprejmuit. Da, acum am văzut că lucrurile au început să capete contur așa cum trebuie să fie la un club sportiv, chiar dacă este un club sportiv dintr-un sat de lângă Făgăraș. Suntem începători. Noi am început la acel teren 2020-2021, l-am nivelat cu buldozerul, cu 2-3 consătieni care am pus bani. Ulterior am mers la primărie și am căutat prin arhive și fiecare sat are alocat 70 de arii pentru terenul de sport. Am găsit locația, s-a făcut documentația, am cerut ajutorul primăriei. Între timp am făcut demersuri și să mă matriculez, să înscriu clubul, ca de fapt este un club sportiv cu mai multe ramuri de activități, dar deocamdată atâta putem, că este doar fotbal. Primăria m-a ajutat cu împrejmuitul, ulterior am făcut rost de un vestiar, care zilele trecute l-au adus, fiindcă nu puteam să luați copiii în ploaie. Sunt meciuri, sunt... V-ați înscris în campionatul? Suntem în campionat, jucăm în campionat. Suntem în regulă, n-am putut să-l autorizăm terenul, fiindcă neavând un vestiar, nu-l autorizează nimeni, cel puțin pentru oaspeți, că noi ne schimbăm noi, dar oaspeții trebuie să aibă un confort. Și acolo, fiindcă eu orice am încercat să fac în sat, nu am făcut de capul meu. Și acolo suntem 5 membri fondatori, oameni care le plac sportul. Deci încercând să implic și comunitatea, și oamenii din sat. Știți care este pentru mine marea curiozitate? Sunteți, așa cum ați spus, nici nu știam că există modalitatea asta la primăriile din mediul rural, ca un sat, dacă nu are un consilier local, să aibă un delegat sătesc care să meargă și să-și spună aceste probleme. E un lucru extraordinar. Mi se pare... Se rezolvă sau nu? Nu. Din aia este și o problemă în Consiliul Local. Nu, ori mai pot și certuri, ci sunt și bani că vor mai fi. E normal, pentru că sunt păreri diferite într-un Consiliu Local. Noi încercăm, cel puțin colegii mei care sunt candidați, un echilibru. Nici să fie o majoritate extraordinar de mare, că atunci nu e bine. Acum, nici o opoziție fermă ca să nu faci nimic. Sunt lucruri care fiecare consilier trebuie să le înțeleagă, că este pentru binele satului de unde vine. Nu poți să te opui non-stop. S-a încercat la primăria Mândra și este deja, s-a făcut până la urmă, au trecut, s-a votat, o gospodărie, un SRL-ul, care se angajeze 4-5 cât o putea, pentru igienizarea satului, toaletare, copaci, pentru toate activitățile. Care sunt atât de necesare. Necesare. La ora asta este un singur om. Păi vă spun că oricare singur acasă nu reușește să-și facă treaba. Un singur om pe comună e puțin. Au fost, într-adevăr, consilieri care s-au opus și la următoarea ședință au venit și au spus de ce nu se tunde iarba acolo, de ce nu se tunde dincolo, fiindcă voi nu vreți să lucrul ăsta. Nu vreți să angajăm oameni. Toate primările din zonă au angajat. Cercaia, la unde mergi, Făgărașul, tot ceva se face, se mișcă. La noi nu vor anumiți consilieri. Și nu e corect. Aici, când mergem în Consiliu, nu cred că trebuie să țin că mi-a dat ordin partidul, nu vota, trebuie să fii contra. Mi se pare o aberație. Ar trebui oamenii care îi susțin sau care îi văd pe buletin, să-i tragă de mânecă, să-i întrebe ce-ați făcut. Asta vreau să vă întreb. Nu-i trag de mânecă oamenii din sat? Că se cunosc. Ar trebui să-i tragă. Să-mi întrebe pe fiecare consilier, tu ce ai făcut pentru satul tău?
În parte, când merg acum, prin campanie, să ceară voturi, să nu zic să la cerșală, să ceară ajutorul. Ar trebui oamenii care i-au susținut să întrebe. Să știți că oamenii întreabă, astăzi, vă spun, m-am întâlnit cu cineva din Râușor, chiar din Râușor. Și știți ce mi-a spus? Mi-a zis așa, zice, au fost zilele trecute, zice, prin Râușor, unii cu mașini, alții cu steaguri, alții cu nu știu ce, alții cu nu știu ce. Și zice, am văzut pe unii dintre ei cum strângeau în brațe pe niște persoane în vârstă. Și zice, mă întrebam eu, bă, da, timp de 4 ani de zile nici nu știați că există persoanele acelea în vârstă și acum veniți și îmbrățișați și ziceți că sunt... Asta era întrebarea. Unui local nici nu știam că locuiește în Răușa. Toți sunt prieteni, vorbesc frumos, toți se duc la orice activitate acum. Dar restul celor 4 ani vin la Gabi Boieru să-i spună problemele. Nu-i mai văd. Acum eu chiar cunosc problemele satului. De exemplu, în 2015, după modelul făcut la Mândra, am înființat o asociație a crescătorilor de animale, fiindcă sunt animale ușor și toată lumea. Acum nu mai aveau chiar toți, dar trebuia să facem ceva. Am văzut că începuse la Mândra domnul Iorga, la Ilen domnul inginer Toma Metea. Le-a ieșit, durează. Eu, judecătorie, toate documentația un an de zile. Dar am reușit pe o suprafață mică, 60 ceva de hectare, să luăm subvenții cu care am reparat un kilometru și ceva de drum cu firmă. După aceea ne-am apucat și am făcut fântână, am făcut foraj. Din 2016 a intrat în funcțiune, de la 35 de metri aducem apă pentru animale. Este un lucru funcțional. Plăteam păstorul, am luat o serie, fiindcă nu lăsam... Nu aveam modalitatea de a plăti oamenii. Omul spune, ți-am dat vaca, e pășunatul al nostru, să luăm banii pe animal și pe pământ. Bun, și atunci ce rol mai are asociația? Nu am avut modalitate să retribuim oamenii și atunci am cumpărat utilaje. Am cumpărat miguri de gunoi, am cumpărat selector, am cumpărat remorcă de transportat animale, freze... Nu mai sunt acolo, nu le am în cap acum, grapă de paște, toate care le folosesc. Toate utilajele necesare. Sunt utilaje care omul le folosește o dată sau de două ori pe an. Și nu-i normal să scoată 2000 de euro sau 3000 pentru un lucru care folosește 2 zile. Da, da, da. Așa ați cumpărat unul pe asociație și îl folosesc mai multe persoane. Folosește mai multe persoane. Am toți care doresc, acum că nu prea mai vin să le repare altceva, dar le folosesc. Așa am considerat că e un lucru bun. De ce să-ți blocheze omul niște bani? Necesar lor, nu, grapă și ce au ale lor, dar care sunt de... le folosesc o scurtă perioadă, primăvara sau toamna, bănuie că au fost binevenite pentru oameni. Asta am reușit și chiar sunt mândru de lucrul ăsta. Ulterior cu asociația, cu clubul sportiv, care, dar vă repet, toate le-am făcut cu oameni din sat. Eu știu că oamenii sunt nemulțumiți și la Răușor. Nu mai sunt atâtea animale. Este o problemă la drum. Oamenii și-au mai făcut fațada, alții au mai pus flori. Trec animalele. Este un pic de... Nu, mai miroase, disconfort, fiindcă până avea fiecare câte o vacă, nu era problemă. Acum s-au rărit. Acum trebuie să găsim soluția, împreună cu crescătorii, de a nu afecta, să fie mulțumiți, fiindcă toți suntem locuitori ai satului până la urmă, să fie mulțumiți și unii și alții. Și crescătorul, să găsim o variantă să nu mai afectăm satul și ceilalți care, într-adevăr, s-au tencuit, s-au făcut. Și asta o poate face doar un om al satului. Da, deci să iau împreună. Împreună, că singur ca să mergi să-i spui că ți-am închis ciurda, sau... nu e normal. Deci pentru mine nu e normal. Doar cu omul poți să faci. Cu proprietarul și cu ajutorul primăriei, că dacă e după lege, trebuie să închidem ciurda și gata, bună, să spreți banii că acolo pățica ca la câine prin făgăraș. Nu, la țară nu e așa. Nu, și ce să vă spun? Sunt în
cum să zic, viața socială, viața la sat e cu totul diferită decât... E total diferit. Se bazează pe niște reguli, zic eu, reguli ale bunului simț. Care încă există. După cum spuneți, că trebuie să remarc un fapt. În momentul în care suntem într-o emisiune electorală și domnul Boiriu Gabriel, candidat la funcția de consilier local, nu a spus niciodată că eu am făcut. Am făcut împreună cu oameni. Toate lucrurile pe care le-a spus, asta a spus, le fac împreună cu... Deci mi se pare un lucru absolut normal. Dar și acasă, în familie, nu le faci singur. Până nu te consulți cu familia. Că zici ca tine și faci ca... sau zici ca ei și faci ca tine, altceva. Dar o părere trebuie să o ai. Așa, cel puțin așa mi se pare corect. Și lucrul ăsta în comunitate? Ce vreau să vă spun... Dacă am încercat și am făcut lucrul acela cu asociația sportivă, cu de animale, și oamenii un pic sau, nu vreau să spun, sunt pe interes personal, că dacă spun, am reușit lucrul ăla, păi eu nu mai am vacă. Știți, dacă am reușit cu sportul, eu nu am copil, poate o să ai un nepot sau ceva, încercăm să ducem mai departe. Chiar lângă terenul acela unde am reușit până la într-un final să avem un vestiar, cum am spus, încerc să-l nivelăm tot cu prieteni, cu ce putem. Dacă nu ne poate primăria, încercăm să ne gospodărim singuri. Să găsim un sportul 2, să punem ceva topogan în loc de joacă, fiindcă sunt și copii mai mici care vin acolo cu părinți. Și încercăm să facem ceva. Ați creat un loc acolo, mi-amintesc o postare pe care am văzut-o, dacă nu mă înșel, de Paște, cu ocazia sărbătorilor pascale. Cred că era tot satul acolo, la terenul, la meciul veteranilor sau ceva de genul. Este un tradițional meci de Paști, în care vin oamenii de Paști, cam toți sunt acasă, 90%. Și atunci acolo... se adună lumea. Susul, josul, este acolo. La un pariv, la o ladă de bere, la o... Și asta tot timpul am reușit să o facem. Anul trecut și anul ăsta am vorbit cu o firmă și a venit cu mici. A, deci vă dezvoltați în fiecare an. Da. Încercăm să ne adunăm, că la meci se uită puțin. La o bere și un mic, nu, Doamne ferește, de campanie electorală sau că s-a dat ceva, Doamne ferește, de ăstea. Dar ideea e să ne întâlnim. Să ne întâlnim. La fel sunt căminele, care sunt și ele pe reabilitare din toată comuna. Trebuie să le găsim eficiența lor. De-aia spun, sunt două parastase și nu mai zic, un bal de însurați, care și acolo, dacă chiar nu are cine, mă implic, hai să încercăm să ne adunăm. Deci chiar la aceste lucruri trebuie o soluție și la căminele astea. Le facem, dar să le găsim o activitate. Îmi place ce văd la Mândra, îmi place chiar și la Ileni cu pictura, chiar la asociațiile care nu au stat la mâna primăriei să le dea ceva. Ia Călătoare, Muzeul de Pânze și Povești, fiecare și-a făcut și încearcă ceva. Și e un lucru bun și ar trebui să ai exemplul ăsta să-l ia mai multă lume. Să-l ia mai multă lume și prin consilierii locali. Și prin consilierii care, să vă spun drept, eu nu i-am văzut nici pe la sport, eu nu i-am văzut, poate merg la biserică, unii în campanie, eu nu sunt un om, să spun, al bisericii. Am credință, sunt prieten cu preotul, dacă mi-a cerut ajutorul, am mers cu drag și am susținut la diferite probleme acolo. Dar suntem pe activități diferite. Dar, nu toți consilierii vin și participă la activități. Nu știu, trebuie să îți placă și una, fiată. Eu vă spun că sunt consilieri care nu știu poate ce suprafață are Comuna Mândra de agricolă sau care poate nu știu cum se măsoară un hectar. Ar trebui și testați la multe din astea. Nu e ceva corect, spun, în ședințele de consiliu să vii să fii numai contra. Deci să fii contra la un lucru bun. Eu nu o văd.
Nu văd. Și eu am fost contra. Mi s-a părut. Din aia vă spun că este o balanță în Consiliu. Poate și primarul mai are un derapaj ceva și atunci Consiliul poate să-l tragă de mânecă. Domn primar, trebuie să ne ascult și la noi, că până la urmă consilierul aia înseamnă. Poate unor o idee bună, poate, dar important e să-l asculți. Și important e știți vorba aia, de la orice prost înveți ceva, important e să știi să-l asculți. Și câteodată e bine să se aplece și la vocea Consiliului sau... De-aia este bine ca locuitorii din fiecare sat să-și aleagă consilierii care îl reprezintă și care au demonstrat că ceea ce au făcut și ce au votat acolo a fost în interesul satului respectiv și al comunei. Nu este doar interesul satului, este interesul comunei până la urmă. Fiindcă dacă este o problemă în Todărița sau în Mândra sau și trebuie o majoritate... Consilierul respectiv trebuie să știe care e problema și despre ce vorbește. Și atunci noi susținem ceilalți. Fiindcă acolo este un vot, este o majoritate, o nemajoritate, știți cum e. Da, așa este. Eu vă mulțumesc că ați acceptat să veniți aici. Să vedem și fața, să zic, să vedem cum se prezintă un consilier local reprezentant al unui sat. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă repet, mi-aș dori și ceilalți consilieri să vină cu ceva, să în rest, ce să vă spun, sunt ceva măgări pe Facebook, atacuri, v-ați dat cu ea, v-ați dat cu ceilalți, eu nu sunt, n-am nicio alianță, nici cu niciun partid, nici de stânga, nici de dreapta, nici de sus, nici de jos, eu dacă consider că lucrul ăla se face și e bun, merg pe el. Dacă partea cealaltă vine și au o inițiativă bună, îi susțin pe ei. Răutățile astea nu sunt bune. Mai ales în campanie și mare parte de la oameni care nu fac nimic decât caută vină. Eu nu mi-am făcut un interes personal. La mine poate să-mi spună oricine. Eu am un teren de sport, altul acasă făcut, unde am muncit un an de zile și tot pentru încercând să fac ceva. Deci, chiar pentru mine nu poate să vină nimeni să spună că am un interes personal. Și pentru retribuția aia de 500 și ceva de lei, Doamne ferește, că nu vreau să spun nimic. Iar regulă, vă mulțumesc pentru... Și eu vă mulțumesc și succes tuturor contracandidaților. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă îndemn, haideți în 9 iunie la vot, pentru că ceea ce votăm, aia vom primi următorii 4 ani. Ne vedem la următoarea emisiune.